Bună ziua, bun găsit, dragi telespectatori! Ne continuăm pe periplul Caravana TVR Cluj și implicit TVR 3. A ajuns după ziua minunată de ieri de la Borsec în comuna Remetea. O comunitate locală de succes, cum ar veni. Veți vedea de ce, veți auzi de ce. Ne simțim foarte bine, în mod sigur vă veți simți și dumneavoastră foarte bine alături de noi, alături de colegii noștri, alături de dansatori, alături de domnul primar al acestei comunități de succes, dar în deschidere vă propun să urmărim împreună un scurt reportaj, așa, o istorie, un remember al acestei localități, a acestei comunități. Remetea este una din marile localități ale județului Harghita, situată la o altitudine de 750 de metri în partea de nord-est a depresiunii Gheorgheni, la poalele munților vulcanici ai Gurghiului. Rădăcinile istorice ale localității sunt înfipte în pământul împărăției Singurătății. Terenul prezintă morfologia caracteristică bazinelor intramontane. Zona de șes, formată preponderent din aluviunile Mureșului, continuă la nord prin coline tăiate de văile Pâraielor și prin munții vulcanici ai Gurghiului. Clima este caracteristică depresiunilor montane, cu ierni lungi și friguroase, veri relativ scurte, dar călduroase. Potrivit tradiției, fondatorul comunei a fost Bonifaț Chendefi, un călugăr franciscan care a fost aprodul cardinalului Gheorghe Martinuzzi, guvernator al Ardealului în perioada 1541-1551. În decembrie 1551, Martinuzzi a fost asasinat de generalii austrieci Castoldo și Pallavicini în castelul său de la Vințul de Jos. Primul document scris care atestă Remetea datează din 1567, cu ocazia unui recensământ al populației din Gheorgheni. În registrul populației sunt consemnate 6 porți cu 30 de suflete din Remetea. Numele primilor cape ai familiilor de coloniști sunt Gheorghe Laszlo, István Laszlo, David Toma și Mihály Antal. Secolul al XIX-lea a adus schimbări importante în viața comunității. În 1820 s-au așezat primele familii armene în sat: Melic, Bogdan, Capalb, Capdebo și Dobriban. Acestea au dobândit în scurt timp controlul asupra exploatărilor forestiere și a comerțului desfășurat prin plutărit. La sfârșitul secolului, potrivit datelor din cadastru, suprafața moșilor astfel obținute a ajuns la 665 de iugăre. Aceste procese au dus la destrămarea rapidă a obștii sătești. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, mulțumită armenilor, evoluția civică totodată s-a accentuat. Lor li se datorează extinderea comerțului și accelerarea circulației masei monetare. Apariția artei dramatice de amatori, a cenaclului literar, înființarea bibliotecii comunale, introducerea tradiției sărbătorii de 15 martie și ajutorarea materială a elevilor talentați, dar nevoiași, se leagă de prezența conlocuitorilor armeni în Remetea. Construcțiile lor monumentale, din centrul satului, i-au dat acestea profilul arhitectonic păstrat până în prezent. Acum, populația comunei Remetea, majoritate alcătuită din maghiari catolici, numără 6171 de suflete, fiind una din cele mai populate localități harghitene. Da, acesta a fost acel scurt istoric, trecutul, prezentul și viitorul, bineînțeles că se îmbină aici foarte bine în această comunitate. La Remetea, vă precizez, ne aflăm în, cum ar veni, în buricul târgului, în fața unei case de cultură model, zic eu, dar model vedem mai peste tot în această comunitate. Alături de mine, în prima parte a ediției de astăzi, foarte specială, de aici, de la Remetea, primarul acestei comunități, domnul Lotzcu Olobe. Albert Elamir, bună ziua, vă mulțumim foarte mult că ne găzduiți, domnule primar, și soarele ține cu noi, slavă Domnului, nu mai e acea căldură imensă care am avut-o alături de colegii noștri din emisiunea de limbă maghiară. Mulțumim încă o dată că bună suntem ziua. Aici. Bine ați venit la noi. Domnule primar, am greșit eu cumva când am spus că este o comunitate locală de succes? De succes? Depinde. Dar totuși, e adevărat, încercăm să
fim. Dumneavoastră de când sunteți primar? Am al patrulea mandat. Al patrulea mandat? Din 2000 încoace. E mult? E puțin? La e primul mult. Mandat când v-ați făcut... Când v-ați făcut... hai să zic așa, proiectul de management, v-ați proiectat pe câți ani, pe câte mandate? Nu doar am pe un proiectat. Singur mandat? Da, una după alta, dar nu am știut nici atunci, nici în momentul de față. Dacă nu știu ne ce... uităm un pic așa înapoi, da. În spate, ce v-ați dorit atunci, pe primul mandat, să realizați? Să construim o clădire pentru Consiliul Local. N-am avut pur și simplu. Primăria a fost împrăștiată aici în centru, la 6 locuri diferite. În 6 locații diferite, da, a fost primăria? Exact. Bun. Și ați bifat pe primul mandat clădirea? Clădirea, da. Da, am reușit să construim și în 2005. De fapt, al doilea a fost deja când am inaugurat. Aceasta a fost prima chestiune, da? Cu primăria, da. Și Consiliul Local, după care a venit al doilea mandat și a spus primarul Loțco, îmi propun ce? Știți, în perioada respectivă eram normal. Înainte a 2007, noi am realizat împreună cu elvețienii un studiu privind comasarea terenurilor. Comasarea terenurilor? Comasarea terenurilor. Ce înseamnă mai precis? Acum fiecare proprietar are cel puțin 5, 6 și chiar mai la multe locuri împrăștiate pământurile lui și nu se poate gospodări. Am înțeles. Și comasarea a venit... Elvețienii și ce au spus? Cu elvețienii noi am realizat un studiu și când am ajuns acolo în 2007-2008, când au fost lansate proiectele, atunci noi am avut în mână, nici n-am știut până atunci, un studiu privind de dezvoltare locală. Și am reușit să depunem la fiecare axă câte un proiect la APDRP cu succes. Și... Acestea însemnând fonduri europene, da? Da. Deci ați accesat deja din timp aceste fonduri europene. Da, am avut proiect și pe Sapard, și pe Sapard, dar după 2007, cum am zis, deci am încercat în toate direcțiile. Bun, acesta a fost mandatul cu numărul 2, a venit mandatul cu numărul 3, suntem în mandatul 4. 4, da. Care sunt acum prioritățile dumneavoastră? Nu e ușor de spus că prioritățile, toate sunt, dar cel mai interesant sau prioritatea numărul 0 e ca să rezolvăm să dăm pământul efectiv omului, deci să fie pus în posesie, să aibă cartea funciară. Cartea funciară nu este rezolvată deloc. Încă nu este rezolvată. Nu da. Este rezolvată și și acum continuați să lucrați la acest capitol. Da, acum sper că reușim. Cât de greu este, domnule primar, într-o comunitate, pentru că nu vorbim de o reședință de județ, vorbim de o comună. La comună, câte, câte sate aparțin de această comună? Noi suntem norocoși sau nu suntem noi, de fapt suntem o comună. Și ca și sat și ca comună. Deci Remetea este compus din Sineu, Făgețel, Martonca și Remetea, dar acolo nu sunt locuitori. La Martonca, la Făgețel. Deci Remetea înseamnă și sat și comună. Una. Este foarte greu? Nu e greu, e mai ușor. E mai ușor, da? Că toate că avem aici 6.000 și 100 de locuitori, dar e mult mai ușor că putem să concentrăm la un sat. N-am cum să nu vă întreb, domnule primar, este în afară de faptul că ne aflăm în Secuime, dar și în Secuime există diferite comunități și e o interculturalitate. Am văzut aici într-un material de prezentare, cred că și un municipiu s-ar putea mândri cu un astfel de material de prezentare, turism în Remetea, aveți aici de toate, dar am fost foarte atent la armenii în Remetea. Armenii mai există aici în comunitatea dumneavoastră? Ce au lăsat în urma lor? Din păcate foarte puțin.
patru familii sunt în momentul de față, ce au lăsat o cultură și niște clădiri foarte frumoase. Vă ajută această cultură care au lăsat-o? Sigur, sigur. Ce înseamnă această îmbinare între maghiari și armeni aici? Acum armenii deja nu vorbe. Negustori bun, pot să spun, da, da. Dar au învățat și maghiarii secui implicit tot ce înseamnă acest domeniu, da? Că negustori? Da. Noi nu prea suntem negustori. Nu sunteți? Nu, nu. Deși se spune că secuiul este, totuși. Gospodari suntem, este, da. Este un gospodar, da. Bun, implicit un negustor, da, bun. Într-un fel, da, să fie așa. Să fie așa? Da. N-am cum să trec peste momentul zilei de ieri. Știți foarte bine, domnule primar, ieri a avut loc un referendum în Scoția vis-a-vis de un fel de autonomie. Dar înainte de a vă întreba, ne aflăm în secuime, să știți că nu prea văd eu drapelul secuiesc arborat. Îl vedem undeva? Ba da, este în fața primăriei. Deci fața nu pe clădirea primăriei. Aveți probleme din cauza aceasta? Nu avem. N-am avut nicăieri. Bun. Cum stăm la capitolul autonomie? Autonomie? Vorbim tot timpul despre autonomie în diferite ipostaze, dar nu prea se știe ce înseamnă. Unii sunt foarte supărați, alții nu înțeleg, cei mai mulți nu înțeleg. Unii vorbesc de autonomie fiscală, autonomie locală, autonomie teritorială, autonomie culturală. Cum stăm cu autonomia? Vă întreb, pentru că sunteți aici din această zonă și n-am cum să o pun în paranteză. Noi nu vrem să plecăm din țara asta și nici nu vrem nimic rău pentru țara asta. Noi aici m-am născut, aici trăim și aici vrem să trăim și sper că vom trăi. Autonomie este... Eu întreb un primar, un conducător de comunitate. Pentru un primar ce ar însemna acea autonomie mult clamată? Ca să decidem noi la problemele noastre. În și până acum cum se întâmplă? Acum... Telefoane București, minister, guvern, da? Da, da. Și dacă va fi... Deci depindem foarte, foarte mult de București. Și dacă ar exista acea autonomie, atunci cum ar arăta? Cum ar arăta asta, eu nu știu, dar cred că cele trei județe, acum Mureș, Covasna și Harghita, ar fi o regiune unită și și n-ar avea de a face nimic cu țara în sine, cu România? Ba da, nu, cum să nu. Dar știți foarte bine că acestea sunt problemele care totdeauna vin cu niște sincope din spate. Și aici, noi conviețim cu români din zonă. Aveți români aici în zonă? Avem, da. Și în zonă și în comună. Deci trăim foarte bine una lângă alta și ne suferim dacă ne suferim și ne bucurăm dacă ne bucurăm. Deci nu există acele povești, legende. Artificial mă duc, și mai mult politic este. Mă duc să cer o pâine aici, uite aici la alimentarea în limba română și ce să zic, nu mi se dă pâinea. Puteți să încercați, oricine. Eu am încercat, numai vreau să aflu. Nu, e imposibil. Este imposibil, da? Asta e o... Na. Bun, hai că am trecut peste această paranteză. Domnule primar, Casa de Cultură, buget mare. Deci dacă vine cineva dintr-un alt județ, zice, domnule, ce mai are nevoie primarul acesta de bani, alocări bugetare, când se descurcă foarte bine? Nu. Cum se descurcă primarul atât de bine? Avem un consiliu bun. Ce înseamnă consiliu bun? Votează unde, cum zice primarul. Asta e simplificat, e foarte simplificat. Un consiliu bun, cine se ocupă cu problemele comunei și nu cu probleme unii cu alții și așa mai departe, cu probleme private. Deci comuna... Nu vin cu problemele lor personale? Nu. Asta n-avem. Problemele comunității. Exact. Și avem colegi buni la primărie. Lucrează o echipă foarte bună. Cu ei împreună... Aveți o divizie aparte care se ocupă de fondurile europene? Da. Format din 4 oameni, dar nu numai ei, ci când este o acțiune, intră și participă toate. Toate lucrările, designul acestor clădiri, tot ce vedem aici în jur, au așa un aer mai mult decât european, să-i spunem. De unde vă inspirați, domnule primar? Avem un arhitect bun.
cu cine lucrăm. Arhitect localnic, băștinaș, nu, născut aici? Nu, 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 din Cluj. Este din Cluj? Este din Cluj. E mai bine să fie cineva din afara comunității? Noi așa am nimerit, dar lucrăm foarte bine cu el. Următoarele accesări de fonduri europene, proiecte, care vor fi? Ne pregătim. Încă avem de făcut cu drumuri, apă canalizare avem 100% făcută, dar drumuri mai lasă de dorit. Apoi cu gospodărirea apelor, deci vrem să valorificăm apă minerală din comună. Aveți și aici izvoare? Avem și aici, nu numai la Borsec și la Tușna. Deci Remeta a fost mai devreme al treilea în județ. Am înțeles. Ca centru balnear, da, dar deci cu apa minerală? Da, cu apa minerală și cu agricultură mai mult. Cu agricultură, că pădurea deja nu prea avem, dar ceea ce avem, avem grijă de el și... A, deci s-au restituit integral, da. Și pădurile, comunia, da. În proprietatea comunei a rămas foarte puțin? Ca și teren, teraza comunei, pe teritoriu administrativ, avem numai 209 hectare de păduri și 431 de hectare pășuni împădurite. Dar avem la Borsec, avem mai încă 1024 de hectare. Și normal că gospodărim pe ea. Aveți comune înfrățite din alte țări? Se practică numai una. Aici? Una, da, singură? Nu, una singură. Avem cu Biatorbai, suntem înfrățiți. Biatorbai din Ungaria. Din Ungaria, lângă Budapesta, deoarece în timpul războiului șvabii de acolo au fost duși în Germania și de aici, din Secuime, din comuna noastră, în locul lor. A, s-a făcut un schimb, un schimb, relocări de, da, de, da, oameni. Un lucru urât a fost, și dar na, noi din acolo datăm. Aveți o stație de epurare. Avem. S-a discutat, s-a filmat mult, colegii din presă s-au ocupat. Când a luat ființă această stație de epurare? Nu noi avem singuri, ci împreună cu Ditrău și Lăzare am avut proiectul la Fondul de Mediu. În 2006 am apucat, efectiv construirea a fost executată în 2008 și funcționează din 2009 încoace. Și deservește și ajută foarte mult. Și Lăzarea și Ditrău. Bun, drumuri am vorbit, fonduri europene, cultură. Dacă tot ne aflăm aici în fața casei de cultură, cum stăm la capitolul cultură, domnule primar? Cultură e foarte interesant, că la un moment dat nu poți să ții omul, chiar dacă ai făcut, nu știu, ai realizat material, orice, nu ține. Deci de interesant e sufletul și cultura și ce se întâmplă în casă, în casa oamenilor. Eu dacă nu vreau să spun locuri concrete, deși aș avea câteva idei, dacă m-aș duce cu dumneavoastră în diferite localități să vedem casele de cultură în exterior, e una, dar în interior aveți cu ce vă mândri? Ce înseamnă? Trupe de teatru, trupe de dans? Cine își desfășoară activitatea? Da. Avem și trupe de teatru cu abonament și ca muzică clasică avem, și iarăși, clasică, da, da? Iarăși. Și aici pe loc avem mai multe echipe care dansează. Și dans modern, și dans popular. Vom avea parte și noi, probabil, pe parcursul ediției de astăzi. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, suntem cam la finalul discuției noastre. Tinerii rămân aici sau pleacă? Este dureros sau nu este? E foarte dureros și mai devreme a fost și mai problematic. Acum văd o tendință, în cursul anului recent, 4 tineri au revenit? Au revenit, chiar cu doctorat dintre ele, 3 dintre ele cu doctorat au revenit și au așezat în comună. Ne bucurăm foarte mult că de tendința nu asta a fost. Cu ce puteți să-i atrageți pe cei care au plecat, încurajăm, numai aceștia 4? Încurajăm, oferim. Care este rețeta primarului? Rețeta, ținem legătura cu ei și în cursul facultății și încurajăm. Și, de exemplu, am oferit loc de muncă la 2 și ceilalți predă la Cluj, fac navetă de aici, din Remetea, la Cluj.
și lucrează deci, acolo. Cât de cât se rezolvă și la capitolul tineret, dacă spuneți eu că sper sunt că, unii da, care revin. Da, da. Ce le lipsește? Acum nu vorbim de remetea, la modul general. Ce le lipsește tinerilor de astăzi? Ca să, locuri de muncă. Locuri de muncă. Locuri de muncă, cel mai dumneavoastră, aici în comună, puteți să asigurați locuri de muncă, aveți investitori, aveți potențiali investitori? Avem ce avem, dar lucrăm ca să avem și mai mult. Ce înseamnă lucrăm? Acest lucru cu lucrăm, am auzit de multe ori acum în ultimele 20 de minute, lucrăm. Cum lucrăm? Vreau să vă aflu rețeta, cât de cât. Nu să știu. Să nu dați dumneavoastră din casă secretele dumneavoastră. Nu e niciun secret, dar... Vă văd colegii dumneavoastră primari din țară. Cred hai că să suntem vedem unii, ce face, unici din, ce face din județ care lucrează la primărie între luni și vineri de la ora 8 până 4 jumate. Și asta e normal. Nimic nu este secret, dar rar se fac. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult că ne găzduiți încă câteva ore. Suntem probabil onorați, vom reveni mult. În mod sigur pe la dumneavoastră pentru că ne simțim foarte bine. Este mie mi-e foarte greu să spun că ne aflăm într-o comună, pentru că parcă n-am fi într-o comună, parcă nu, am nu, fi... Nu, noi suntem comună și vom fi comună, nu parcă vrem am să fi într-o reședință de județ. Mulțumim foarte mult, domnule primar, mult, mult succes și data viitoare mai discutăm și despre tineri, și despre investiții, și despre alte planuri și proiecte de ale dumneavoastră. Noi mulțumim. Mulțumim, dragi telespectatori, mergem mai departe. Imediat urmează alți invitați aici în acest platou special amenajat în fața Casei de Cultură din Remetea, județul Harghita, dar până atunci ia să vedem încă un scurt reportaj despre realizări, dacă tot am discutat cu domnul primar, aici în Remetea. Timpul nu a stat în loc în Remetea. Comuna a cunoscut o dezvoltare demnă de luat în seamă, mai ales în ultimii ani când anumite obiective ale urbei au fost reconstruite, renovate sau chiar construite de la zero. Primăria are un sediu nou, construit între 2002 și 2005, grupând cele 6 puncte în care funcționa într-unul singur, modern și ancorat în zilele noastre. Autoritățile spun că construcția noii primării este un succes și prin prisma faptului că au reușit să atragă tinerii absolvenți care, în pofida salariului modest, au apreciat condițiile existente aici, de altfel similare cu orice primărie modernă din lume. Autoritățile locale au reușit să acceseze 9 proiecte cu finanțări din fondurile europene prin forțe proprii. Bugetul local este completat din sumele provenite din exploatarea și prelucrarea lemnului, respectiv din exploatarea minieră. Cei din Remetea se mai pot mândri și cu o casă de cultură nouă, a cărei construcție a durat 2 ani de zile și a fost integral realizată cu fonduri proprii. Trecerea la piața concurențială a afectat inerent și fabrica de lapte praf din comună. Chiar dacă ea s-a închis, în paralel cei care au lucrat acolo au reușit cu sprijinul autorităților locale să deschidă o fabrică de ciocolată de casă. Oamenii au construit cu mâna lor această fabrică la început, lucrând zi și noapte pentru a o ține în viață. Ciocolata de casă era și este cunoscută în Ardeal, astfel încât nu peste multă vreme roadele au început să apară. În prezent, la fabrică lucrează aproape 50 de angajați, care formează o echipă bună și competitivă care încearcă să ducă tradițiile locului mai departe. Se mai poate remarca imediat în vecinătatea comunei o stație de epurare nouă și modernă, care utilizează tehnologii de epurare biologică pentru apa comunală și apa uzată industrial. Apa este epurată cu bacterii, fără nicio substanță chimică, ea deservind și alte localități din regiune, cum ar fi Lăzarea și Ditrăul. Da, dragi telespectatori, am revenit în acest platou special amenajat de către TVR Cluj și TVR 3 în fața Căminului Cultural,
aoleu, casă de cultură, cămin cultural pe stil vechi, pe stil nou, cămin casă de cultură aici la Remete, alături de mine, pe ultima parte a ediției noastre, doamna Manio Jujon, nu? Domnia sa este un întreprinzător local tânăr și foarte, foarte hotărât. Sărutunile, mulțumim că ați acceptat invitația noastră și dacă tot vorbim despre capitolul tineret, alături de noi și domnul Barti Tihomir, domnia sa este vicepreședintele Consiliului Județean Harghita. Domnule vicepreședinte, mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp și pentru noi și ați poposit pe aici, pe la Remetea, deși scrie în fișa postului să mai poposiți prin județ. Bine ați venit în județ! Vă așteptăm de fiecare dată cu drag. Mulțumim! Stimată doamnă, scuzați-mă, dar n-am cum să nu-l întreb pe domnul vicepreședinte dacă este adevărată legenda că e cel mai tânăr Consiliu Județean din România, sau... Așa este. Așa este, am citit bine undeva, da? Suntem cea mai tânără conducere de Consiliu Județean din România. Cea mai tânără. Da. E bine, e rău? Eu cred că e bine. E bine? Da, suntem hotărâți și vrem să facem cât mai mult. Hai să ascultăm pe doamna Mania dacă e bine. Aveți legături cu Consiliul Județean? Puține. Puține? Puține, dar. Dar eu cred că e bine. Tinerii sunt bineveniți mereu. Aduc un suflu nou în tot ceea ce fac. Așa se întâmplă, da. Spuneți-mi, vă rog, cum e să fii întreprinzător în această zonă? E bine, dar e și greu. De ce este greu? Hai să începem cu greul. Este greu să produci bun și ieftin, având în vedere că avem concurență foarte mare din importuri și ne luptăm cu lanțurile mari de magazine care fac importuri multe, produse deci ieftine. Deci un fel de dumping, da? Care, da. Care vă cam strică afacerile. Păi da, ei sunt concurența noastră cea mai mare, aș putea să zic. Bun, și e bine pentru că cu greu am terminat. Hai să nu mai vorbim despre greu. E bine pentru că consumatorii ne ajută. Oamenii au început să învețe că nu tot ce se importă e și cel mai bun. Au început să dea preț pe producătorii locali. Și aici, în zonă, noi ne-am făcut un nume destul de bun. Marca noastră e foarte cunoscută pe tot vorbim teritoriul Ardealului. Da, da, o ciocolată de casă. Ciocolată de casă. Da. Foarte gustoasă. Da, foarte gustoasă, foarte cea mai gustoasă. Deci e și dulce să lucrezi în domeniul acesta, nu? Da, e mai greu cu kilogramele acumulate. cu kilogramele, da. Domnule vicepreședinte, dacă tot v-am întrebat cu legendele cu cel mai tânăr Consiliu Județean, vă întreb cu legendele despre drumuri, despre infrastructură. Știți foarte bine, capitolul acesta doare. Da, doare în toată țara. Doare în toată și țara. Și nouă ne doare, mai mult ne doare a noastră, bineînțeles. Așa este. Cum stați la acest capitol? Ce să stim? Pentru că pentru a veni sau a nu veni alți întreprinzători în zonă, știți foarte bine, avem nevoie de drumuri și în turism și nu numai. Înainte ca să vă răspund, vă asigur că ciocolata de casă care se produce la Remetea chiar e foarte dulce. Mulțumim. Și e foarte bună. Și foarte bună. Da, e da. Foarte bună. Și cu kilogramele e așa cum am zis doamna. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, da? Nu de aceea sunt drumurile mai rele în unele locuri în județul Arghitea ca să nu vină întreprinzătorii. Dar avem problema și noi, problema rutieră. Ei, n-ați intrat în capcana aceasta, îmi place. Nu? Îmi place foarte mult. Încerc. Să știți că suntem o echipă tânăr, cum am zis la început, și dorim ca să schimbăm cât mai mult. Avem destul de multe proiecte și guvernamentale și europene în ceea ce privește reabilitarea și reînnoirea infrastructurii în județul nostru. Sper ca în cursul acestor ani să ajungem într-un stadiu în care să fie drumurile chiar accesibile și acceptabile în ceea ce acceptabile. N-am cum să nu vă întreb, pentru că am discutat în prima parte și cu domnul primar de aici din Remetea, autonomia. V-ar ajuta? Pentru că dacă tot ne aflăm în județul Harghita, știți foarte bine, se scrie, se vorbește, se citește, se discută și nu numai pe la colțuri, peste tot se discută. Ei, te duci în Secuime, acolo este o zonă autonomă, așa cum i-am zis și domnului primar, acolo nu se vorbește românește, deși vorbiți la perfecție românește. Acolo sunt probleme interetnice. V-ar ajuta autonomia? Sau ce înțelegeți dumneavoastră ca și întreprinzător la capitolul autonomie? Eu cred că conflictele astea sunt doar la televizor. Aici trăiesc românii cu ungurii și nu avem absolut nicio problemă. Nu cred că
avem ceva conflicte în zonă. Sau conflictul cred că e doar mai sus creat așa un pic. Artificial? Artificial, zic eu. Părerea mea. Hai să vedem ce zice Consiliul Județean, pentru că totuși, în mod sigur, planul acela de autonomie a mai trecut și pe la dumneavoastră, pe la Consiliul Județean, nu? Da, a trecut, bineînțeles, să știți că autonomia este benefică românilor și maghiarilor în același fel, deoarece nu este doar o autonomie care ține doar de o etnie sau alta. E o autonomie care e benefică probabil României în general, pentru că dacă toate județele ar avea, sau regiunile din România, regiunile istorice pe care le cunoaștem, Dobrogea, Oltenia, deci sau alte să regiuni, existe peste tot. Da, cred că autonomia este benefică, pentru că produsul sau ceea ce faci tu cu mâna ta e bine ca să-l consumi tu, ca să-l cheltuiești dacă produci sau dacă dai bani la stat, cum suntem mai nou așa, da. Sau de o vreme mult, de o vreme destul de lungă, dacă dai bani e bine ca să se întoarcă în aceeași localitate unde se produce. Măcar o parte. Da, autonomia ar însemna ca să primești banii care îi produci în zona ta, înapoi ca să poți... Exact asta discutam ieri, domnule vicepreședinte, la Borse cu primarul din Borse, cu acele redevențe pe apa minerală, care nu se prea văd. Deci pleacă mulți bani, redevențe nu prea vin, mă rog. Dar vom continua discuția noastră, pentru că dacă ieri am avut surpriza să-l am alături de mine pe colegul nostru, jurnalist la TVR Cluj, Sobu Ciobo, într-o ipostază foarte, foarte inedită, ca un masterchef alături de colegii lui cu care a lucrat din greu la acel gulaș. Și acum îl avem iarăși într-o altă ipostază, ca un adevărat instructor la Casa de Cultură de aici, din Remetea. Se află chiar în sală. Eu nici n-am știut că la ora aceasta la care suntem noi în emisie acum se desfășoară o activitate culturală. Sobu Ciobo, e legătura. Ce se întâmplă în incinta Casei de Cultură? Stimați telespectatori, după cum vedeți, sau cu pomponul în mână, ne găsim în Casa de Cultură din Diario Remetea, Remetea Gheorghen din Harghita, unde m-au așteptat trei surprize, una la mână. Această Casă de Cultură, care parcă ar fi undeva într-un oraș mare, doi, că aici se fac cursuri de dans modern, oameni buni, dans modern, și trei, eu nu știam niciodată că pentru dansul modern trebuie să faci ca la fotbal, încălzire. Este lângă mine, adică în spatele meu, Pal Istvan, instructorul de dans modern din Diario Remetea, Remetea Gheorgheni. Cum se numește această formație, când s-a înființat? Se numește Step Dance și clubul s-a născut în 1997 și aici în Remetea facem dans de 8 ani. Am eu o întrebare așa mai specială. Ce au spus doamnele mai în vârstă din Remetea când au văzut că tineretul de azi ce fel de dans produce? Toate satul a plăcut dansul modern, toată lumea îți place lucrurile moderne și mai ales bătrânii, dacă pot să zic așa, că se simte mai tânăr. Mai tânăr, da. Deci, dacă înțeleg bine, când aveți spectacole de dans modern, vin și bătrânii de la coasă, de la vacă? Da, da, aici, în Casa de Cultură, totdeauna am plină. Casa este plină. Extraordinar. Am o întrebare, poate că e puțin neplăcută, dar grupul ăsta ce avem în spatele, adică în fața mea, este foarte heterogen, și tineri și mai în vârstă. Care este explicația? Și copii și mai în vârstă? Să avem mai multe grupuri. Încălzirea facem împreună și după aia împărțim. Avem copii de la 3 ani până la 18 de ani. Toată lumea poate să vină. Stimați telespectatori, până se face încălzirea, eu spun că vorba multă sărăcia omului, să ne uităm puțin la un dans modern în Diario Remetea, Remetea Gheorghen. Ia să ne uităm noi.
Da, este ceva fantastic să te afli aici la Remetea, la Gheargiu Remete, cum a spus și colegul meu Savu Ciobă. Eu sper, Ciobă, că îți faci și tu încălzirea alături de, nu ești doar un privitor alături de această trupă de dans. M-aș duce și eu la kilogramele mele să mai dau puțin jos, dar n-am cum, pentru că alături de mine este ciocolata dulce bună de casă. Și merge afacerea bine? Merge, da? Merge. Ce vă mai lipsește? Mereu este loc de mai bine. Da, bineînțeles că este loc de mai bine și la dumneavoastră și la Consiliul Județean, pentru că și domnul vicepreședinte a spus la fel. Întotdeauna mai găsești diferite paliere unde... Care sunt palierele, ca să vă provoc? Unde ar mai trebui făcut ceva? Cred că peste tot se poate face, da, câte care ceva. Sunt prioritățile atunci? Bineînțeles, crearea locurilor de muncă, investițiile în județ. Cum stați la capitolul acesta? Cum să stăm? Cum stă majoritatea județelor din România? Încercăm prin diferite proiecte ca să ajutăm investitorii, creăm locuri de muncă în indirect, cum ar veni de multe ori, pentru că Consiliul Județean nu creează direct locuri de muncă, dar prin investiții, prin investițiile pe care le facem, creăm locuri de muncă în diferite zone. Sper să putem investi cât mai mult în județ, în așa fel să ajutăm. Dumneavoastră aveți o mină de aur, adică turismul. Turismul din toate punctele de vedere, știm foarte bine aici în județul Harghita, de la pârtii de schi, păduri, pensiuni, și aș putea să enumăr inclusiv apele minerale. Cum vă folosiți de toate acestea? Să știți că județul Harghita este un județ excepțional, de frumos. Este un județ etalon la capitolul turism. Să știți că e este așa, exploatat așa. Turismul? Cred că și aici este loc de mai bine, dar din aceste considerente sper ca cât mai mulți telespectatori să vină în județul nostru și să vadă frumusețile. Putem oferi foarte multe lucruri. Hai, începem cu drumurile. Da. Drumurile cât de cât, acum din deja? Din câte ați văzut, dacă se vine ori din Cluj, ori din București, din zona Bucureștiului, se poate circula, se poate merge la Borsec, se poate merge la Pride, unde e Salina Pride, se poate merge la Băile Tușnat. Sunt foarte multe locuri, depinde ce destinație alege cel care vrea să vină în județul Harghita, deoarece poate să vină în cheile Bicazului, care noi, e aproape de aici. Cu permisiunea dumneavoastră, vom cutreiera această zonă cu caravana TVR Cluj și TVR 3, să vedem ce le oferiți românilor și nu numai, pentru că emisiunile noastre sunt vizionate și pe satelit în diferite alte state. Ce facem cu tinerii, stimată doamnă? Încercăm să le oferim locuri de muncă, ca să nu plece dulci. În străinătate. Locuri de muncă dulci. Da, dulci sau... Și nu numai. Și nu numai. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată să plecați din zona aceasta? În... Eu personal nu. Nu. Din România vă referiți? Da. Sau... Nu. Deci personal nu. Cred că dacă vrei să te realizezi, te realizezi și la noi în țară. Nu trebuie să-ți iei lumea în larg și să te duci în altă țară. Aveți prietene, prieteni cu care ați avut astfel de discuții și... Mi-a spus așa, fiți mai reținuți, nu plecați. Sau plecați deja și să le spuneți, haideți acasă pentru că... Eu pe toată lumea am sfătuit să rămână în țară, să-și facă un viitor aici. Avem nevoie de oameni capabili și la noi în țară și cred că și aici se poate face ceva. Dacă ai ambiție și ești harnic, poți să realizezi ceva și în România. Cu care domeniu vă mândriți cel mai mult, domnule vicepreședinte? Dumneavoastră. Reieșind din fișa postului al unui vicepreședinte de Consiliul Județean, cultura, turismul, drumurile, hai că nu mai vorbim despre infrastructură. Care este domeniul care e o mândrie așa pentru dumneavoastră? Eu cred că primele două. Cred că cultura și turismul este ceva special ceea ce are județul Harghita, pentru că avem o cultură foarte bogată și excepțională, de frumoasă și diferită de altfel de celelalte județe, și așa avem și cu turismul, deoarece avem o bogăție naturală extrem de valoroasă și cred că aceste două componente asigură un plus foarte mare în ceea ce privește frumusețile județului nostru și cred că aici toată lumea își poate găsi un loc să se odihnească sau să-și petreacă timpul liber, activ, dacă dorește. Bun. Dacă tot am pomenit la începutul discuției noastre, că ieri am poposit pe la Borsec, alături de telespectatorii noștri, vă spun foarte sincer, am văzut pe
domnul primar de Borsec se străduie alături de colegii domniei sale din Consiliul Local să salveze tot ce se mai poate salva. Cunoașteți și dumneavoastră foarte bine, probabil ați fost în acea zonă de mai multe ori, acele vile tradiționale, ce poate face autoritatea județeană pentru a le salva? Sau nu se mai poate face nimic? Trebuie să găsite alte pârghii? Să știți că... Vorbesc acum de exemplul concret de Borsec, dar probabil puteam să aduc și un alt exemplu. Da, Consiliul Județean ajută în multe feluri, cred eu, datorită faptului că infrastructural vorbind, Borsecul este în curs destul de avansat și cred de că revigorare, anul va fi, probabil. Da, să știți că acolo e o echipă tânără foarte bună și de altfel să știți că în tot județul, dar în toată țara, toți cei care lucrează în administrația acolo publică se străduie. Știți că acolo e blocată o mare, mare investiție la Borsec, da? Da, așa este. Cu aceea clădire, balneoclimateric. Nu vă puteți implica, nu puteți duce mai departe, pentru că acolo dacă s-a oprit, e pericol, știți cum e la noi, dacă se oprește ceva, stă. De ceea ce vă pot asigura este aceea că Consiliul Județean în ultima perioadă, la toate discuțiile pe care le-am avut pe plan guvernamental, cu relația cu guvernul, am depus cereri în ceea ce privește investiția din Borsec, pentru că după părerea noastră, după investiția de acolo cu pârtia de schi, aceasta ar fi un plus care ar acoperi tot anul din punct de vedere turistic și Borsecul s-ar relansa, cum ați zis dumneavoastră, din acest punct de vedere. Dumneavoastră, fiind din zonă, sunteți localnică, da? Da. Da. Probabil pentru dumneavoastră nu înseamnă foarte mult să vă duceți în aceste peisaje minunate, cum e Borsecul și tot. Dumneavoastră unde vă petreceți concediile? Și în România. Exotic? Și în România și în străinătate. Și cum e mai bine? Păi cel mai bine e la tine acasă. Zic eu. Adică în România. Și afară e foarte frumos, dar și la noi sunt foarte multe locuri pe care merită să le vizităm și să le... Domnule vicepreședinte, dumneavoastră, cum stați cu concediile în țară, peste hotare? Să știți că în ultima perioadă mai greu am mers peste hotare și datorită faptului că a început o muncă destul de grea aici la Consiliul Județean. Adică, ce este așa de greu? Ce este așa de greu? Da. Să știți că datorită faptului că suntem o echipă ambițioasă, cum se zice, vrem să facem cât mai mult și de aceea cred că trebuie să fim cât mai prezenți în ceea ce privește munca din județ, dar să știți că locurile speciale le descoperim și noi în fiecare zi în județ. Așa este. Datorită așa. Faptului că sunt locuri foarte, foarte speciale în acest județ. Stimată doamnă, stimate domn, mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Vom reveni în mod sigur. Nu numai să degustăm dulciurile fantastice pe care le produceți dumneavoastră, dar să fim alături și de prietenii noștri din Consiliul Județean. Am înțeles bine, n-am înțeles bine, colegul meu Sobo Cioba este neastâmpărat din nou, dar acum un domeniu mai aparte al artei și dansului. Cioba? Stimați telespectatori, după cum vedeți, mă predau, nu mai am pomponul în mână, am însă în spatele meu niște fete frumoase din ieri, Remete, Rimetia Gheorghen, și am lângă mine instructorul de dans din ieri, Remete, domnul Sandor Cioba. Domnul Cioba, de când vă ocupați de acești copii, cum se numește această formație și cu ce scop v-ați înființat? Deci, eu sunt mai nou în comuna Remetea, de 4 ani lucrez cu ei, dar ei sunt instruiți din clasa 1, au început dansul popular. Acum, actualmente, în comună, mai mult de 450 de copii învață dans popular în sălile de clasă, în școală, de ce? Fiindcă este foarte... Întâi prielnic pentru cultura lor de mișcare și în afară de asta este absolut necesar pentru toți cei care trăim aici în țara asta să învățăm tradițiile populare, pentru că aici sunt rădăcinile noastre. Ansamblul se numește Ansamblul Popular, Ansamblul Folcloric Șirul Răsucit. Răsucire.
Da, cam atât. Cam atât. Ce vreau să vă întreb? Vreau să vă întreb ceva așa mai șmecheresc. Deci aici am văzut și dans modern și dans popular. Există oare vreo concurență între cele două? Adică la ce mă refer? Oare nu există așa ceva că vin cei mai în vârstă spunând că ce fel de dans scot tinerii ăștia? Deci este ceva? Deci ceea ce este foarte important, că avem spectacole împreună, un spectacol special ar fi cel de Crăciun. Fiecare își are spectacole în timpul anului și avem foarte mulți tineri și copii care dansează în amândouă ansamblurile. Deci nu avem noi probleme de genul ăsta. Mișcarea, sportul, cultura, dansul popular și modern sunt foarte, foarte importante. Domnul Ceaba, noi suntem puțin mai în vârstă, hai să lăsăm tineretul. Deci invit atunci tineretul la dans. Poftiți! Da, avem și o surpriză de final. Dansatorii de aici, din Remetea. Dragi telespectatori, ce-mi rămâne mie să-l chem pe Sobu Ceaba alături de mine? Poate, Ceaba, hai încoace, poate învățăm și noi niște pași de dans. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare de final. Dragi telespectatori, oameni buni, dacă cumva sunteți pe aici prin zonă, în județul Harghita, neapărat musai să veniți aici la Remetea. Sunt oameni superbi, minunați, uitați, voioși, tineri. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!